lucrul ăsta, de ce? Că la început, când în 1928, când încercau cei de la radio să facă înregistrări cu, să dea ora exactă, știți, cu gurigul, cu așa. E, nu știau cum să facă și tot treceau pe lângă un coteț și așteptau să cânte cocoșul ca să înregistreze cocoșul, dar n-aveau aparatura necesară și trebuiau să se ducă, să tragă fire ca să poată să pună cocoșul. Și cocoșul în direct, deci la început tot a fost în direct, pentru că nu exista bandă magnetică. Persoane sunt acum lângă mine. L-am invitat pe Octavian să se așeze pe scaun. Vorbește ca deja ca un profesionist. Cum te simți la radio? Am puține emoții. Că, știi că și eu am. Pentru prima oară când vorbesc. La mine se întâmplă de mai multă vreme, dar cred că de emoțiile astea nu o să scăpăm niciodată. Cum ți se pare radio, Octavian? Mi se pare până acum foarte interesant. Sunt foarte mulți oameni care lucrează în multe ramuri pentru a Sunt mulți oameni care lucrează pentru a auzi, pentru ca noi să ne auzim foarte bine. Da. Inclusiv tu să te auzi foarte bine, să știi că sunt o grămadă de oameni, mulți sunt la butoane. Da. Deja undeva în stânga mea este o cameră video pregătită pentru transmisiunea în direct. Am de făcut un anunț important. Mai cu seamă că se întâmplă lucruri serioase foarte aproape de țara noastră. Invadarea Ucrainei de către Rusia a avut un impact puternic asupra piețelor energiei și alimentelor. Țările Uniunii Europene coordonează îndeaproape acțiuni de combatere a creșterii prețurilor și a deficitelor în materie de aprovizionare. Acum Comisia Europeană vrea să conecteze rețelele feroviare din Republica Moldova și Ucraina la cele din Uniunea Europeană. Cum se va întâmpla mai exact acest lucru ne explică Luminița Voina. Ce o să postezi pe YouTube când o să-ți treacă povestea asta cu jocurile? Ce ți-ar plăcea să postezi pe YouTube după ce nu o să te mai joci? Pe Twitch. Pe ce? Pe Twitch. Pe Twitch? Ce postezi pe Twitch? Pe Twitch fac live-uri. Faci live-uri și ce le povestești oamenilor care se uită pe Twitch? Nu povestesc, tot așa, cu jocuri. Tot cu jocuri. Faci live-uri în timp ce te joci. Uite, mai sunt și colegi de-ai tăi care sunt și ei pe live streaming, pe online. El e cel mai mare dintre voi, nu? Tu ești cel mai mare? Câți ani ai dacă ești cel mai mare? Hai în microfon, vorbește în microfon. 11. 11 ani, mulți ani înainte. Mulțumesc tare mult, eu vă doresc o zi frumoasă în continuare. Nu lăsa căscuța jos, că s-ar putea să se audă foarte urât la radio. Imediat ce termin eu de vorbit, poți să lași și casca jos. Da, uite, 1, 2, 3 și gata, lasă casca. Când merge, ia să văd, cine își imaginează ce e? Când mergi pe un drum. Este colega mea, Daniela Mihai Soare, chiar acum în emisie. Acolo intră toți invitații noștri, sunt mai multe microfoane în jurul unei mese rotunde. Alături este un mic studio, acum lumina este stinsă, dar vedeți ușa deschisă. Rostul lui este să se transmită știrile de acolo, deci culmea, știrile se transmit dintr-un studio mult mai micuț. Imediat în fața grupului tehnic vedeți studioul propriu-zis, noi zicem acvariu, așa cu drag. Este colega mea Daniela Mihai Soare în momentul acesta.